Roma Antică. Astăzi discutăm despre 9 legi ciudate sau chiar nebunești pe care le aveau romanii. Roma Antică fiind un far al civilizației într-o perioadă destul de întunecată. Deși unele dintre aceste legi mie mi se par puțin cam ciudățele. Haideți să vedem. Locul 9. Femeilor li se interzicea să plângă la înmormântări. Da, ai auzit bine. În mare parte, înmormântările în Imperiul Roman erau ca cele de astăzi. Lumea te purta pe străzi, rudele plângeau, boceau, însă cu cât aveai mai mulți oameni la mormântare, cu atât erai mai șmecher cât ai fost în viață, mai valoros, de un rang social mai mare. Așa că romanii, pentru a-și impresiona vecinii, angajau acești plângăcioși profesioniști să vină la mormântare, să plângă pentru rudele lor decedate. Femei care nici măcar nu cunoșteau răposatul mergeau în urma acestuia și plângeau de durere. Ba chiar își mulgeau părul din cap, plângeau cu lacrimi de crocodil. Totul devenise atât de rău încât romanii au început să interzică plânsul la mormântări. Doar ca oamenii să nu mai angajeze actori profesioniști în arta plânsului să plângă la mormântările lor. Era prea mare bahaos. 8. Dacă purtai mov, era o crimă. Culoarea mov în Roma Antică este privită ca cea mai maestoasă culoare. Imaginează-ți asta, împăratul se trezea de dimineață și lua pe el cea mai frumoasă togă mov. Și îi plăcea așa de mult încât nu mai voia să lase pe nimeni altcineva să poartă culoarea mov. O, Doamne, purtăm mov, suntem cineva. Legea împotriva purtării culorii mov era o lege menită claselor inferioare, ca să nu facă manifestări extravagante de bogăție. Romanul voia pur și simplu să se uite pe tine și să vadă cine ești, din ce clasă socială faci parte și cât de important ești. 7. Una dintre cele mai mari pedepse, poena cu lei. Dacă făceai ceva nașpa, scăpai poate cu o spânzurătoare. Însă dacă făceai patricid, adică să-ți omori un membru al familiei, ai da de drec. Cum așa? Păi uite, fii atent ce-ți făceau. Te legau la ochi, te duceau pe un câmp, te băteau și când mai puteai să încasezi bătaia respectivă, te băgau într-un sac cu un câine, un cocoș, un șarpe și o maimuță. Apoi legau bine sacul la gură și l-aruncau în mare, ca să fie siguri că niciodată nu o să mai calci pe pământ roman. 6. Prostituatele trebuiau să-și vopsească părul blond. O prostituată înregistrată era cunoscută sub numele de Meretrix și potrivit legii romane, trebuia să-și vopsească părul blond. Romanii aveau peste 100 de rețete pentru albirea sau vopsirea părului. Doamnele romane aveau părul natural negru, iar dacă aveai părul natural blond, înseamnă că proveneai dintr-un trib de barbari, cum ar fi galii. Cele ce practicau prostituția nu puteau fi asociate cu doamnele romane, cu demnitatea acestor doamne, așa că trebuiau să-și vopsească părul blond. Însă a apărut o mică problemă. Romanii au început să devină geloși pe culoarea părului blond, așa că au început și ei. Ba își vopseau părul, ba tundeau alți sclavi să-și facă peruși blonde și uite așa a ieșit un bahaos, iar doamnele de clasă înaltă nu se mai diferențiau de prostituate. 5. Dacă erai ucis de fulger, nu puteai fi mormântat. Romanii credeau că fulgerele erau opera lui Jupiter, zeul atotputernic al cerului, un fel de echivalent al zeului grec Zeus, doar că la romani. Dacă ceva sau cineva a fost lovit de fulger, înseamnă că a fost decizia lui Jupiter ca acel ceva să nu mai existe. Fie că lovea o persoană sau un copac, acela era un sacrificiu pentru Jupiter. Imaginează-ți asta, ești în Roma Antică. Prieten tot cel mai bun a fost lovit de fulger. Nu poți să-l atingi, nu poți să-l ridici, nu poți nici măcar să îl îngropi, pentru că astfel ai fi furat un sacrificiu al zeului Jupiter. Totuși, romanii îți dă acolo o mică chichiță, adică dacă chiar vrei să-l îngropi, poți să-l îngropi. Dar, în schimb, te vor sacrifica pe tine, lui Jupiter. 4. Pater familias. Tatăl putea să-și vândă copilul de cel mult 3 ori. Tații în Roma Antică aveau dreptul legal de a-și vinde copilul de 3 ori. Între tată și cumpărător se făcea o înțelegere, în urma căruia copilul devenea proprietatea cumpărătorului. Ca parte a înțelegerii, după un anumit timp, cumpărătorul trebuia să aducă copilul înapoi acasă. Oricine își vindea copilul de 3 ori era văzut ca un tată inapt, ca un tată eșuat. Și dacă era vândut de 3 ori copilul respectiv și se întorcea, acesta își câștiga independența în fața părinților. Totuși, cred că romanii făceau 2-3 copii și vindea pe fiecare de câte 2 ori ca să nu câștige copilul independența. Bine, ați prins voi ideea, cam asta e business. Business. 3.
Dacă voiai să te sinucizi, trebuia să trimiți o cerere la senat. Nu oricine avea dreptul de a se sinucide în Roma antică. De exemplu, dacă erai condamnat la moarte, nu puteai să te sinucizi. Trebuia să fii judecat și după să ți ispășești pedeapsa. Dacă nu erai judecat în instanță, statul nu putea să-ți ia proprietățile. Dacă erai sclav, nu puteai să te sinucizi. Nu aveai acest drept. Nu aveai voie să faci acest lucru. Iar dacă erai soldat și voiai să te sinucizi, ei bine, era văzut ca un gest de trădare, că voiai să dezertezi. Totuși, mai existau excepții. De exemplu, regii aveau tot timpul la ei o sticluță cu o travă. În caz că erau capturați sau erau invadați, să poată să dea o dușcă, două travă și gata, să nu dea nimic la inamic. Totuși, pentru celelalte clase sociale, aveau un sistem bine definit de a cere sinuciderea. Dacă aveai un motiv destul de bun și erai deprimat, trimiteai o cerere către senat, iar aceștia, dacă ți-l aprobau, îți trimiteau o sticluță gratuită cu o travă. Hai să trăiești! 2. Femeile trebuiau să plece 3 zile consecutiv de acasă sau deveneau proprietatea bărbatului. Romanii aveau un set de reguli pe care îl numeau usucapio, care se referea la cât timp trebuie să fii în posesia unui obiect pentru a deveni legal al tău. Dacă ai ținut ceva destul de mult, poate deveni legal al tău, inclusiv oamenii. Soțiile, în mod legal, deveneau proprietatea soților lor dacă stăteau în casa acestuia un an consecutiv. Dacă voiau să-și păstreze libertatea, acestea trebuiau să plece 3 zile consecutive de acasă în fiecare an. În Roma antică, femeile plecau câteva zile consecutiv de acasă, se ascundeau în diverse locuri doar să nu devină proprietatea soților lor. Și pe locul 1, care mi se pare ia fi atent aici. Tatăl putea să-și mirlească legal toată familia. În prima perioadă a Imperiului Roman, nu exista o limită a ce poate să facă un tată asupra membrilor familiei lui. Putea să facă orice grad de abuz pe care putea să și-l imagineze. Oribil din punctul meu de vedere, asta nu numai că îi permitea să te bată, dar dacă te uitai cumva urât la el sau îi vorbeai urât, acesta chiar putea să-ți încheie viața. Tații își păstrau aceste drepturi chiar și după ce băieților creșteau. Fetele trebuiau să se teme de taților chiar și atunci când erau căsătorite. Copiii își obțineau independența doar atunci când tatăl lor murea. Totuși, în timp, Roma antică a renunțat la aceste legi, dreptul de a îți omorâ membrii propriei familii. Deși chiar și atunci au păstrat câteva excepții. Adică, dacă copilul era găsit vinovat de crimă, tatăl putea să-și omoare legal copilul. Fraților, acestea au fost 9 legi ciudate după care trăiau romanii. Lasă-mi în comentariu ție care lege ți s-a părut cea mai ciudată dintre acestea. Nu uita de un like să meargă algoritmul și dacă îți place ceea ce fac, lasă-mi un subscribe să-mi crească și mie moralul. Mersi mult, eu am fost Nistor, te-am pupat, ceau!